găsit tuturor la horoscopul săptămânii 21-27 octombrie. Am deosebită plăcere să vă anunț că pe Vimeo a apărut horoscopul ultra detaliat al săptămânii. Și în acest horoscop, pe lângă rubricile consacrate, tema karmică, zona conflictului, pars fortune, punctul norocului, domeniile active de viață, dragoste, abundența și partea de ezoterism, am introdus în bonusul astrologic un element absolut fabulos. În luna noiembrie, Pluton intră până în 2043 în semnul vărsătorului și ai personalizat pentru zodia ascendent și luna ta natală previziunile ce-ți face Pluton, cum te influențează Pluton în aproape 20 de ani. Această rubrică nu o vei găsi în altă parte, nu ai cum, pentru că pe un horoscop nimeni nu o să-ți dea aceste informații, care în mod normal pot face o rubrică total separată. Ei, tu ai în horoscopul ultra detaliat aceste informații unice pentru zodia ascendent și luna ta natală. Pentru următorii aproximativ 20 de ani. Deci vei afla cum te influențează Pluton, ce ți aduce, așa încât, crede-mă, acest horoscop este unic. Este unic pentru că afli pentru două decade ce se întâmplă cu tranzitul acesta plutonian pentru tine. Te va influența. Pluton e moartea, renașterea și transformarea și când intră peste noi ne dă cu capul de pereți. Întrebați capricornii, o să vă spună că au avut 20 de ani foarte complicat. Așa încât, da, pe Vimeo, linkurile sunt în descrierea acestei filmări. Și noi ne întoarcem la horoscopul acestei săptămâni, în care se întâmplă multe lucruri pe cer. Este o săptămână în care avem parte de o energie intensă și transformatoare. Se pune accentul mult pe relații, pe comunicare și pe evoluție personală. Și este o perioadă în care vom simți o presiune interioară să ne schimbăm, să renunțăm la ceea ce nu mai funcționează și să ne redefinim scopurile. Tensiunile care vor apărea în aceste zile ne vor provoca, indiferent de zodia din care facem parte, să ne confruntăm cu frica, cu insecuritatea, cu instabilitatea noastră emoțională și vom fi puși sub tirul provocărilor planetelor. În ceea ce privește puterea personală, cum o folosim și maniera în care ne impunem și ne afirmăm în fața celorlalți, s-ar putea să ne simțim împinși, să ne reevaluăm relațiile, să înțelegem ce rol joacă aceste relații în viața noastră și cum ne influențează ele la nivel emoțional. Comunicarea va fi un aspect absolut fabulos în această săptămână. Este foarte importantă. Face diferența de la cer la pământ și discuțiile pot deveni profunde, dezvăluind adevăruri importante care până acum au fost ignorate. Acum avem ocazia să ne exprimăm gândurile într-o manieră clară, concisă și să ne consolidăm relațiile pe baza sincerității și a deschiderii emoționale. Este un moment excelent să construim legături mai solide cu cei apropiați, bazate pe încredere și stabilitate. Totuși, va fi și un călcâi al lui Ahile, pentru că în această săptămână va fi o dorință puternică să controlăm lucrurile, iar asta poate conduce la conflicte inutile. Pe măsură ce săptămâna va avansa, vom simți o deschidere către noi oportunități, fie în dragoste, fie în colaborările noastre. Și unele relații pot lua o turnură neașteptată, fie printr-o aprofundare a conexiunilor, fie prin eliberarea de toxicitatea vechilor tipare și obiceiuri nesănătoase. S-ar putea să găsim puterea aia interioară în noi, să ne debarasăm de cei care nu ne sunt de folos. Și să ne aliniem cu acele persoane și situații care ne susțin. Deci, ține minte, în această săptămână, indiferent de zodia din care faci parte, când vine cineva și te critică, poate să fie mamă, tată, soră, copil, oricine, deci poate să fie oricine, de la vecinul peste drum până la soțul tău sau soția, când te-a criticat, înțelege că persoana aceea nu ți este benefică. Rudenia nu are nimic de a face cu beneficitatea. Așa încât, este
O perioadă foarte bună să înveți lecții importante despre autonomie emoțională, independență în relații și să îți cunoști puterea personală și să știi ce faci, pe ce te îndrepți. Pe plan profesional, vom simți o nevoie de structurare și organizare și va fi o perioadă în care va trebui să fii foarte atent sau atentă la detalii. Finalul săptămânii, începând cu joi până la sfârșitul săptămânii, vine cu energia favorabilă pentru consolidarea planurilor pe termen lung și ne va scoate la lumină situații, circumstanțe, discuții în care vom putea exersa puterea personală și încrederea în forțele proprii. Această perioadă ne va provoca să ne asumăm riscuri calculate, dar și să ne păstrăm stabilitatea interioară în fața schimbărilor din jurul nostru. Să vedem în continuare. Mamă, ce mă bâlbâi. Să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbec. În această săptămână, relațiile tale, atât cele personale, cât și cele profesionale, vor fi puse la încercare. În dragoste, s-ar putea să simți multă intensitate și profunzime, dar trebuie să îți testezi puțin relația, trebuie să înțelegi că persoana cu care interacționezi sau cu care intenționezi să dezvolți o poveste are nevoie de timp. Are nevoie de timp să se deschidă. Și s-ar putea asta să dea naștere la crize de gelozie, la tensiuni. Și tensiunile astea să-l facă pe celălalt să vorbească și să scoată la iveală nevoi și dorințe neexprimate. În carieră s-ar putea să simți o presiune suplimentară din partea șefilor tăi, din partea celor care te coordonează. Dar în loc să reacționezi impulsiv, încearcă să-ți păstrezi calmul, încearcă să te adaptezi la situații și să rămâi cât mai ancorat în realitate, pentru a evita conflictele inutile. Această săptămână te învață lecția compromisului și a răbdării. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taur. Săptămâna aceasta te provoacă să reflectezi asupra relațiilor cu familia și prietenii, dar și asupra echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În muncă vei simți nevoia de stabilitate și siguranță, iar tensiunile pot apărea dacă nu simți că ești apreciat sau apreciată pentru adevărata ta valoare și pentru propriul tău potențial. Vezi că cineva apropiat, care are experiență de viață sau are o poziție importantă socială, îți va da niște sfaturi valoroase care poate să-ți deschidă ochii în privința modului cum gestionezi o situație, o relație sau cum interacționezi cu o anumită persoană. Persoana asta din exterior vede lucrurile și spune, hei, ești unde trebuie sau nu, nu ești unde trebuie. În relațiile de familie, pregătește-te de niște neînțelegeri, conflicte, dar s-ar putea să fie generate de o neînțelegere, așa încât clarifică toate semnele de întrebare și ai să vezi că lucrurile se aplanează de la sine. Pe plan personal, această săptămână este despre evoluție interioară și creștere. Ai ocazia să regândești scopurile, să-ți înțelegi mai bine obiectivele și să-ți ajustezi planurile de viitor. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemeni. Pentru tine, săptămâna aceasta vine cu multă energie, cu multă transformare, atât în dragoste cât și în carieră. În relații s-ar putea să ai parte de o comunicare mult mai deschisă, mult mai sinceră și oamenii să înceapă să aibă curajul să-ți spună de la obraz anumite lucruri pe care până acum au ezitat să le exprime. Ai grijă totuși să încurajezi persoanele să fie cât mai deschise și nu sări imediat să le critici. Pentru că omul când se deschide, în momentul în care e criticat, vine multă tensiune, spune, ok, acum am spus, am învățat lecția, de acum eu nu mai am ce să-ți povestesc, că văd cum reacționezi. Prin urmare, ai grijă să nu lași tensiunile sau neînțelegerile nerezolvate, pentru că ele îi vor face pe cei din jur să tacă și vor conduce la o explozie, la un conflict mult mai mare ulterior.
Dacă ești singură sau singură, deci dacă nu ești într-o relație, această perioadă vezi că poate să-ți aducă o persoană nouă în viața ta și mai ales persoana asta va fi o provocare mentală, intelectuală pentru tine și asta o să te bucure foarte mult pentru că marcajul pe gemeni întotdeauna gândește cu capul. Se spune că orgasmul gemenului vine din cap. În carieră vei simți niște presiuni foarte mari să predai mai repede un produs sau un proiect. Dar, din fericire, vei reuși să te adaptezi situațiilor dificile și să găsești soluții creative. Învață să-ți gestionezi emoțiile și să folosești provocările drept oportunități de creștere. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Săptămâna aceasta îți aduce ocazia să te reconectezi cu prietenii și familia, dar să și reflectezi asupra muncii și evoluției personale. Este posibil să apară tensiuni la locul de muncă, mai ales în privința modului în care sunt gestionate sarcinile pe care le primești și resursele de care dispui. Vei avea ocazia să deschizi cutia Pandorei și să discuți deschis despre aceste lucruri cu cei cu care colaborezi și vor găsi împreună cu tine soluții care îți vor da mult mai multă stabilitate în tot ceea ce faci. Ai grijă că în relațiile cu rudele sau cu prietenii s-ar putea să fie nevoie să clarifici anumite lucruri care au fost neglijate sau anumite situații care nu sunt ambigue și e nevoie un pic să discuți, să explici, ei să explice ca să nu existe o tensiune nedorită. Acasă s-ar putea să simți o dorință puternică de schimbare sau de reamenajare pentru a te simți mai confortabil în propriul spațiu. Fii deschisă sau deschis la oportunitățile care vin din surse neașteptate. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leu. Săptămâna aceasta îți testează răbdarea, mai ales în dragoste și în carieră. În dragoste s-ar putea să simți nevoie să mai respiri. Ori ai în preajmă un partener gelos, posesiv, ori teritorial, ori este ca o caracatiță pe tine. Acum simți nevoia de libertate, de individualitate, dar încearcă să nu-ți neglijezi complet partenerul, pentru că s-ar putea să se simtă respins și să ia lucrurile în personal și de aici să vină un conflict și nu vrem asta absolut deloc. Dacă ești singur sau singură și nu ești într-o relație, este un moment propice să reflectezi asupra dorințelor tale și asupra tipului de relație pe care ți-l dorești. S-ar putea să descoperi că la serviciu cineva te place sau începi un flirt. În carieră, s-ar putea să te simți de-a dreptul gârbovit de câte sarcini primești. Și vezi că cineva te ia de fraier sau de fraieră la propriu, în sensul că îți dă foarte multe sarcini care nu sunt atribuția ta. Și poate e cazul să trasezi o linie și o graniță și să spui că de aici până aici poți, dar de aici până acolo nu mai poți, că nu ești plătită sau plătit pentru asta. Deci nu accepta orice de frica că-ți pierzi jobul, pentru că nu-i vorba de asta, deci nu pierzi nimic. Dar e foarte e mai mult decât necesar, e absolut imperativ să clarifici lucruri, să pui ordine. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioară. În această săptămână, relațiile și cariera sunt în centrul atenției. În dragoste, cumva te simți nesigur, ai niște bănuieli legate de partenerul sau partenera ta și ai nevoie să simți mai multă stabilitate și mai multă siguranță. Tensiunile, conflictele vor apărea cu siguranță în această săptămână dacă partenerul sau partenera ta nu îți oferă aceleași sentimente. Sau dacă simți undeva că e ceva nespus, că e un secret. Și de aici nu spun că devii paranoic, dar e normal dacă simți că e un secret să vrei să-l clarifici. Și ar fi bine să vorbiți deschis despre tot ce vă nemulțumește, pentru că undeva dospește acolo o furie. Și acum e timpul să clarificați lucrurile ca acestea să nu degenereze. Dacă ești singur sau singură, această perioadă îți poate aduce oportunitatea să întâlnești pe cineva, fie prin intermediul unor prieteni, fie la un eveniment social, fie prin intermediul serviciului, iar această persoană să împărtășească cu tine valori comune, să aibă aceleași idei. Dar nu te grăbi, nu te grăbi, pentru că persoana asta mai trebuie să-și rezolve ceva în viața personală, ori o nevastă sau un bărbat de lăsat,
ori niște copii de crescut, ceva, e undeva o schimbare în viața persoanei astea și cumva îți cere răbdare. Eu îți spun, nu-ți da timpul personal pe nimeni, dar poți să ții ușa deschisă și să spui, hei, când lucrurile se clarifică la tine, I'm here, sunt aici. În carieră, te poți confrunta cu schimbări bruște care te vor face să ieși din zona de confort și ține-te bine că s-ar putea să te trezești chiar cu un control, cu o verificare. Vei fi bine la final, dar când vine, n-ai să te simți prea confortabil, că este te. Nu te teme că e ok, se rezolvă. Balanță, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanță. Săptămâna aceasta te încurajează să te concentrezi mai mult pe muncă și pe relațiile personale, în special cele care vizează prietenii și familie. În viața profesională, s-ar putea să simți o presiune crescândă în privința sarcinilor și responsabilităților, dar vei reuși să depășești aceste provocări dacă îți faci un program, dacă îți organizezi activitățile și cumva vezi că e un test, cineva te testează să te promoveze și are nevoie să te verifice cum lucrezi. Relațiile cu prietenii și cu rudele pot aduce momente de clarificare și chiar de apropiere, mai ales dacă ai avut neînțelegeri recente. E un moment bun să discuți ce te-a deranjat și acum vedeți că aveți de rezolvat ceva legat de niște acte, hârtii, documente comune, să obțineți niște semnături, să luați niște hotărâri. Deci se rezolvă și se îngroapă securea războiului pentru că trebuie să rezolvați și actele astea. E un moment bun în această săptămână să-ți reanalizezi direcțiile de evoluție personală și să te gândești la cum poți progresa pe termen lung. Îți recomand să fii deschisă sau deschis la schimbările care vin, chiar dacă inițial par dificile sau incomode. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Intensitate, flacără, văpaie în relații, în carieră, în dragoste. Vezi că se complică lucrurile în dragoste, pentru că ori tu, ori partenerul sau partenera ta va încerca să controleze sau să manipuleze situațiile din nevoia și din dorința de siguranță emoțională. Și nu o să-ți placă dacă cineva încearcă să te manipuleze. De fapt, nimănui nu-i place, dar unii sunt ok și se lasă în curgerea experienței. Ei, tu ai să faci în toate felurile și vezi, mai degrabă discutați de unde vine această nesiguranță emoțională. Dacă ești singură sau singur, poți atrage pe cineva care te provoacă din punct de vedere emoțional și intelectual. Va fi o pasiune intensă, dar vezi că nu-i de durată. Nu-i de durată. Persoana asta dispare la fel cum a venit. Dar asta nu te oprește să nu te simți bine, nu-i așa? În carieră, multă presiune pe tine. Cineva încearcă să te sape, încearcă să te pună într-o lumină proastă sau încearcă să se folosească de cunoștințele și abilitățile și talentele tale ca să obțină profit pe spatele tău. Acum ți se oferă ocazia să-ți demonstrezi abilitățile, dar în același timp trasează clar niște granițe de unde până unde poți funcționa, pentru că altfel vei fi încălecată la propriu, de sarcini vei fi subjugată de responsabilități. Este un moment bun să închei proiecte vechi și să începi altele noi, dar fii atent la modul cum gestionezi relația cu superiorii și colegii pentru a evita conflictele. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetător. Săptămâna aceasta este despre muncă, prieteni și evoluția ta personală. Este posibil să simți o presiune crescută la locul de muncă. Dar acum vei avea ocazia să demonstrezi celor care te-au bârfit până acum, celor care au încercat să te pună într-o lumină proastă, să le arăți că ești organizat, că ești capabil să te confrunți cu orice formă de stres, ba chiar să găsești soluții la situații considerate de alții de-a dreptul imposibil. În relația cu prietenii, s-ar putea să iasă un adevăr, un secret la lumină și să ai parte de niște discuții profunde, revelatoare, dar clarificările care vin s-ar putea să te lase puțin cu un gust amar, să nu-ți prea placă ce auzi, să nu-ți placă ce ți se spune și, da, se clarifică, dar în același timp nici nu aplauzi de bucurie.
Acasă vezi că se strică ceva, fie că este electricitate, fie că este lumină, fie că trebuie să repari un acoperiș, fie că, nu știu, trebuie să schimbi gadgeturile. Fă-o acum, că pe urmă Mercur intră în retrogradare și nu o să-ți placă absolut deloc ce face retrogradare. Prin urmare, orice trebuie schimbat, renovat, modificat, fă-o acum. Acum. Evoluția ta în această săptămână, evoluția ta personală devine o prioritate și vei acorda mai multă atenție. Felul în care arăți, felul în care te îmbraci, poate începe o dietă, poate începe, nu știu, un program de nutriție, poate începe ceva legat de sală, de sport. În orice caz, devii mult mai preocupat de cum arăți. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Încep prin a-ți spune că în familie vine o veste foarte bună, e o bucurie foarte mare, se întâmplă ceva foarte bun în relația cu ori copiii, ori cu rudele apropiate, ori cu prieteni foarte dragi care sunt considerați ca și rude pentru tine. În relație, cineva încearcă, are tendința să calce strâmb, ori tu, ori partenerul sau partenera ta. Dar dacă nu e vorba despre a călca strâmb și a răni pe celălalt, e vorba despre niște cheltuieli care vin, se fac și vor aduce tensiune prin faptul că ori tu, ori celălalt nu a fost consultat când s-au cheltuit banii ăștia. Dacă ești singur sau singură, vezi că apare cineva cu care vei avea o relație de lungă durată, persoana asta nu e foarte ușor de gestionat, are multe traume din trecut, dar vine să stea, nu vine să plece. În carieră se produce o schimbare în rândul șefilor tăi, în rândul ierarhiei, în rândul unor decizii de conducere și cine are de suferit? Mititei, personalul care lucrează. Și s-ar putea să ți se ofere șansa să-ți demonstrezi abilitățile și să fii chiar avansat, promovat pentru abilitățile tale. Fii atent însă la dinamica de putere la locul de muncă, pentru că o femeie își va băga săptămâna aceasta foarte mult nasul în ceea ce faci, va încerca să te controleze și la un moment dat vei răbufni. E nevoie să răbufnești pentru a o pune la punct. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Prietenii, munca, evoluția personală sunt cele trei elemente fundamentale în această săptămână care vor activa viața marcajilor pe vărsător. La locul de muncă te vei confrunta cu schimbări care necesită o mai mare flexibilitate din partea ta. Ai ocazia să înveți lecții importante despre colaborare și să te adaptezi la situații noi, chiar dacă acestea îți par incomode la început. Dacă aplici pentru schimbarea locului de muncă, să știi că este o săptămână bună să-ți depui actele și vine o ofertă de lucru suplimentar care îți vor aduce niște bani la buget. Relațiile cu familia și prietenii. Vei avea parte de momente de clarificare și de discuții care pot aduce soluții pe termen lung. Este un moment bun să reflectezi asupra evoluției tale personale și să faci pași concreți spre obiectivele tale de dezvoltare. Fii deschisă sau deschis la oportunitățile care apar, chiar dacă aceste ocazii nu vin în forma în care te așteptai. Vin, dar vin prin element surpriză și vezi că o femeie are o contribuție importantă în această săptămână în tot ceea ce faci. Și cumva, prin atitudinea asta, care pe alocuri te poate și enerva, te împinge să faci niște lucruri importante. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Ai grijă la capitolul sănătate, pentru că imunitatea ta scade foarte mult și te poți procopsi cu vreo răceală, cu vreo gripă, cu vreun junghi sau cu niște probleme stomatologice care chiar vor necesita rezolvare urgentă. În dragoste, apare cineva nou la orizont, fie că ești tu într-o relație, fie că nu ești tu într-o relație, apare o ispită. Persoana asta, tu vei hotărâ ce curs va lua povestea. Deci ori o ții ca iubit sau iubită, ori o ții de prieten, dar oricum nu vine să plece din viața ta. Te va ajuta foarte mult prin punctul de vedere pe care îl expune, prin atitudinea pe care o are. Și e o persoană de la care vei învăța niște lucruri foarte importante și te va împinge la propriu să faci ceva pentru tine și viața ta. La serviciu apare o schimbare. Ori se schimbă șefii, ori schimbi tu jobul,
Ori ești promovat, dar schimbarea sigur vine și e nevoie de foarte multă energie, de foarte mult curaj și vreau să nu cedezi. Nu ceda sub presiunea celor din jur. Vine o presiune, e ceva acolo care se joacă cu nervii tăi, dar nu cădea în depresie, nu intra în anxietate și nu te ascunde. Confruntă-te. Ești tu născut în marcaj pe pești, dar până la urmă să nu uităm că în specia peștilor intră și balenele și rechinii și pirania. Așa că du-te, scoate-ți colții și luptă, luptă și luptă. Și este foarte important să-ți gestionezi mai bine timpul și să nu lași stresul să te copleșească. Așa încât e o săptămână în care ai multe lucruri de făcut și încă ceva. Cei care aveți mașini, vă rog să vă verificați ori frâna, ori uleiul, ori electromotorul, ori curea de transmisie. Ceva foarte important pentru mașină are nevoie de o schimbare. Fiți atenți cu mașinile. Asta spun. Nu, bineînțeles că e să o conduci, că doar n-ai să o lași în garaj, dar trebuie să ai grijă ceva cu mașinile trebuie făcut. Dragilor, acesta a fost horoscopul săptămânii 21-27 octombrie. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Vimeo te așteaptă cu horoscopul ultra detaliat. Linkurile sunt în descriere și nu uita, aici și acum ești cea mai bună versiune a ta. Să ai o săptămână fabuloasă!